Ben, Dumnezeu a intervenit și m-a trecut printr-o încercare și mulțumesc lui Dumnezeu. Soția mea era însărcinată în luna a treia și într-o zi de miercuri, slăvit să fie numele Domnului, 18 iunie, zice, mi-e așa de rău și mă doare capul, parcă simt că nebunesc. Și spunea, pe mine nu m-a durut capul niciodată așa. M-am supărat un picus și am spus, am să intervin cât mai rapid la un medic, la ceva, să vedem care este problema. Slăvit să fie Domnul. Amin. Am plecat la medic și soția mea avea tensiune de 280. Când am mers în urgență, era aproape în 300 să intre în comă. Și medicul mi-a dat 5 minute să mă gândesc ce mi-aleg eu în viața asta, soția sau copilul. Știam că am un băiețel de la ecograf, pentru că sunt foarte specialiști acum medicii. Și eram atât de întristat și supărat, încât mi-am privit în sus și am spus, Doamne, ajută-mă să iau hotărâre bună. Și am spus un lucru, salvează-mi soția, dar dacă se poate și copilul, să fie în numele Domnului. Și în timpul acela i-am binecuvântat mâna în numele Domnului și am spus, Domnul Iisus să fie cu tine. Și am spus, numai El poate. Și am spus, Domnul Talcoș, credem că Domnul te va ajuta. Într-o jumătate de oră plângeam foarte mult, eram foarte întristat, dar Dumnezeu a intervenit. Slăviți să fie Domnul! O jumătate de oră mi-a dus copilul, mă bucuram foarte tare, eram așa de bucuros când am văzut și vă dați seama la primul copil și spunea medicul, du-te acasă și dimineață haide și urcăm împreună la etajul 5 cu ea. Dimineața la ora 7 dimineața medicul m-a sunat și a spus, domnul Talpoș, cât mai urgent veniți la spital, că soția dumneavoastră nu mai are șanse. Atunci nu știu cum să vă spun, nu știu cum să vă imaginați, nu știu cum am ajuns la spital, dar știu că am ajuns. Am mașină și nu știu cum am mers, nu mi-am dat seama. Știu că am ajuns la etajul 2. Lăudați să fie Domnul. Amin. Ajungând la etajul 2, stăteam de vorbă cu medicul de gardă, cu Jorda de la reanimare și îmi spune, îmi pare foarte rău, domnul Talpoș, nu pot să-ți o salvez. Soția ta este grav bolnavă. Du-te și la medicii de la ginecologie și vezi ce s-o să spună. Am stat de vorbă cu 4 medici, dragi mei. Și toți medicii nu mi-au dat șansă. A spus, du-te la Domnul Iisus și rogă-te că numai El te poate salva. Atunci m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, ia-mă pe mine și lasă-mi soția la copil, mama. Și Dumnezeu n-a privit la cuvintele mele și a privit la supărarea și întristarea pe care o aveam în inimă și atâția frați se ruga pentru mine în clipile acelea, pe la Timișoara, pe la Rad, pe la Satul Mare, câți mă cunosc pe mine și dincolo de graniță și Dumnezeu ne-a ascultat, nu știu pe care, dar știu că Domnul ne-a ascultat. După 4 zile de reanimare, soția mea și-a revenit și-a deschis ochii și mi-au spus, ce ai mâncat? Slăvit să fie Domnul! Eram înfometat, mâncam poate o dată pe zi, poate nici nu mâncam de supărare, de întristare și spuneam, sunt bine, sunt sătul, slăvit să fie Domnul. Amin. Tu cum te simți? Mă doare un pic burta. Vreau să vă spun că medicul a venit și martor este Domnul, sunt la altar și mă vede Domnul. A spus medicul, domnul Talpoș, soția ta a trecut prin urechea acului. A fost moartă și a înviat. Nu știu la ce Dumnezeu slujești, dar știu că și-a întins mâna peste ea, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, ăsta-i Dumnezeul nostru. Slăviți să fie Domnul. Nu știu ce obișnuință aveți voi la a doua rugăciune, dar dacă nu vă supărați sau dacă o schimb, să ne rugăm pentru bolnavi. Amin.